Bună, dragilor! Eu sunt Beatrice și bine ați venit sau ați venit pe canalul meu de YouTube. Azi mi-au venit trei pachetele de pe AliExpress și m-am gândit să le filmez ca să le pot folosi și pe urmă, când adun câteva de un clip, oricum ele trebuie să vină și celelalte, că sunt așa, știți, că vin. Bine că au venit două, au venit trei și nu una. În sensul că să mă fi dus iarăși la poștă să fi așteptat o oră pentru un plic. Așa că voi filma, voi când veți vedea acest clip, probabil va fi întreg din câteva produse. Nu știu nici eu. Acum văd. Ele vin așa cum le știți, în plicul din acestea gri. Mi-am comandat cercei. Nu pentru iarnă neapărat, ci pentru vară și în special de curiozitate, pentru că au fost extrem de ieftini. Eu o să las, când voi prelucra clipul, o să pun o poză într-un colț al clipului ca să vedeți și voi cum arătau pe net, cât costă pe net, pe site-ul de AliExpress, cât costau și cum arată ei în realitate. Dar cum să arate? Rău nu arată. Acum mă uit că ăștia din capăt, inimioară, nu sunt chiar atât de aurii. Cred că se vede și pe clip că nu sunt atât de aurii. Ia să vedem. Și mai sunt și aceștia micuți de aici de sus. Nu știu dacă vedeți, dar ăsta este îndoit. Vedeți? Deci acesta nu o să-l mai pot purta. Vreau să văd cum arată. Cum să arate? Ca niște cercei normali. Nu o să-i probez și pe restul pentru că nu sunt dezinfectați. În principiu arată binișor. Dacă îi port de 10 ori, sincer, sunt mulțumită la cât am dat pe ei. Chiar puțin, pe set erau. Din câte vedeți, sunt de la Fashion Earrings. Ca să vă vină coletele deodată, de exemplu, vreți să comandați cercei și, nu știu, vă plac anumite modele, dar mai întâi, de exemplu, de unde ați comandat un pachetel de cercei, băgați-vă pe site-ul vânzătorului și încercați să alegeți tot de acolo, dacă vă place ceva. Pentru că vânzătorul vi le va trimite deodată, astfel ele vin deodată. Dacă eu îmi comandau cercei este de la un vânzător și pachetelul celălalt de la vânzător, veneau la diferență de nu știu cât timp distanță. Acesta este al doilea set de cercei. Acesta este intact. Nu văd să fie niciunul îndoit sau zgâriat. Sper că se vede bine. Ia, uitați ce frumos sunt și ăștia. Deci sunt lucrați foarte frumos, nu sunt, știți, lucrați la kilogram, cum s-ar spune. Adică, gen, ai dat 2 lei pe ceva, așteaptă-te să arate, zici că ar fi sudați. Și aceștia de sus. Eu nu prea pun cercei, așa că o să trebuiască să-mi amintesc, să-mi fac bilețele pe frigider, peste tot. Beatrice, amintește să-ți pui o pereche de cercei în urechi. Bun. Nu știu ce este asta, arată așa. A venit într-un ambalaj care se deschide.
A, cred că știu, de băgat la mașina de spălat între haine pentru scame, cred că. Scame, păr, parcă. Habar n-am. Vedem. Da, de fapt, era singura chestie care mi-am luat așa. Cred că ați mai văzut, sunt și în magazine. Și acum, nu știu ce e asta. Gata, știu ce e și asta. O altă chestie care în principiu ocupă spațiu. În chestia asta de aici, pui soluție de curățat de șters geamurile. Se presupune că ăsta ar trebui să pulverizeze, da? Pentru parbriz este, pentru interior, da? Pentru oglinzi, pentru ce vreți voi. Și cu ăsta se presupune că ar trebui să ștergi, dar vreau să zic că mi-am mai luat așa o chestie și materialul ăsta nici măcar de prima dată nu ștergeam, din dea tot ce este pe parbriz. Dar e o idee mișto așa. Dacă vrei să ștergi. Eventual aici, dacă aș găsi, o să-i pun alt material sau cu niște șervețele să le prind. A, și mai e și o racletă din asta. Dar ea, mie mi-a plăcut că e interesant așa chestia asta. Pui aici soluție din aceea cu care ștergi geamurile, că lumea mă tot uit în partea, nu se uit în cameră. Și după aceea pulverizezi așa pe parbriz și te pui și ștergi. Da, și cam asta mi-au venit. O să lipesc aici un clip și celelalte videouri cu alte produse de pe AliExpress, pentru că urmează să vină încă câteva, sunt sigură. Mai am una, două, trei, patru, cinci coletuțe, tot de pe AliExpress. Nu le-am desfăcut. În trecut m-am mai comandat niște, de fapt nu mi-am comandat, mi-am cumpărat din magazin niște cleme din acestea care se plin pe un ambalaj deschis, eu știu, de... puteți să prindeți orice pungă care este deschisă ca să nu intre aerul, se prinde cu cleme din astea. Și chiar sunt foarte faine. Astea sunt și mai mari decât cele pe care le-am luat eu din magazin. Ok. Băgat în altă două pungi. Da, mă așa foarte că... Ah! Mi-a venit Beauty Blenderul spongios. L-am văzut la o fată, de fapt la mai multe fete am văzut acest Beauty Blender care arată ca o piersică pe din afară și am înțeles de la fete că datorită, nu din cauză, datorită acestor pori de la suprafață, fondul de ten nu pătrunde în interiorul buretelui astfel încât nu pierzi produs. Dar dacă ai nimerit mai mult fond de ten pe burețel, atunci nici nu te ajută că vorba aia nu-l absoarbe burețelul. Ok. Deci abia aștept să încerc să văd dacă... Nu că dacă își merită bani, că n-a costat mult. Și noi sunt băgate în câte 3-4 plicuri. Okay, să vedem. Ah. Știți că v-am mai arătat o pereche de cercei, dar ăștia nu par chiar așa. Nu prea-mi place partea asta de sus. Haideți că și scot.
Sunt mult prea, mult prea aurii pentru gustul meu. Ăsta de aici e chiar frumos lucrat. Deci nu ai spune că nu e aur, sincer. Vedeți? Asta de aici nu-mi place. Și în spate tot așa se prind cu... Okay. Ăștia cred că nu-mi plac deloc. Din câte vedeți, ați văzut cum sunt aceia ambalați și uitați cum sunt aceștia. Deci nu sunt prinși pe hârtie, nu... Au niște modele pe ei, dar foarte, nu știu dacă se vede. Se vede? Deci aici e ca inoxul și aici mai sus au un fel de model, ia stați așa. Da. Al doilea Beauty Blender. Acesta nu este spongios. Acesta seamănă la atingere foarte bine cu cel de la Real Technique. Deci, aș putea să zic că e fix la fel. Au mai venit două colețele de pe Wish, de pe AliExpress, nu de pe Wish, de pe AliExpress. Chestia asta este pentru spălat pahare. Știți, așa, le bagi și speli paharele. Voi lăsa link la fiecare produs în descriere și prețul. Bineînțeles că prețul poate să fie altul, pentru că știți, durează până vin produsele de pe AliExpress. Acum cu carantina au stat și mai mult. Nici nu mai știu când am comandat, să fie 3 luni. Cred că ceva de genul. Este un burețel simplu. Bagi în pahar ca să nu îți înghesui mâna acolo. Asta nu știu ce e. O etichetă pusă acolo așa. Și au mai venit o pereche de cercei. Știți că v-am spus că acum comand cercei. Sunt la categoria cercei. Nici nu contează pentru mine exact cum arată. Pentru că nu știu, un film de puțin au costat. Și dacă îi porți o dată, de două ori, cred că ești mulțumit la câștienți au costat. Ia să vedem. Ok. Așa arată. Nu știu, vreau să zic că sunt... Ce e drept, singurul lucru de contestat e că sunt... destul de greuți, așa. Dar ia uitați ce bine arată. Adică, n-ai ce să le spui. Vopsiți perfect.
Adică nu poți să spui că este undeva unde e grosolan vopsit și arată extrem de ieftin. Singura chestie care face diferența între niște cercei de la Zara sau H&M sau gablonțuri de genul de pe la magazin este greutatea. Adică una e să porți genul ăsta în urechi și alta e să porți mai ușoare. Se prind cu clasicele prinzători, închizători sau cum se spune. Astea două colețele mi-au venit și mai aștept, cred că încă două și e gata clipul de postat.